Ne ascultă. Părinte, în primul rând, pentru prima parte a emisiunii, aș vrea să discutăm puțin despre sărbătoarea Sfântului Dumitru, care se apropie și care, din câte știu și sper să nu mă înșel, printre altele, marchează și începutul iernii. Da, spunem într-adevăr începutul iernii, dar propriu zis, echinocțiul de iarnă, el ar începe la 15 sau 21 noiembrie. Da, ăsta e momentul exact. Vorbim în momentul de față de mai mulți sfinți Dimitrie și nu trebuie să facem o confuzie. Dacă vom fi atenți, vineri este un Dimitrie, sâmbătă un Dimitrie și duminică al Dimitrie, al Rostovului. Deci noi vorbim întâi de Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, cel care are moaștele în Grecia la Tesalonic, mucenic și martir, mort de tânăr și decapitat pentru credința ortodoxă. Apoi vom vorbi de praznicul sau sărbătoarea mare a țării românești, ocrotitorul Bucureștilor, Dimitrie Basarabov, cel care a fost păstor, pusnic, văcar și trăitor în Hristos într-o smerenie autentică și a fost găsit după 200 de ani la Valea Lomului, când s-a rupt malul și un puhoi a rupt apa și i-a găsit moaștele. Chiar atunci când s-a săvârșit din viață, s-a ascuns între două pietre și a dat obștescu sfârșit. Probabil n-avea bani de cavou la vremea respectivă. Iar cel de-al treilea este un mitropolit al Rostovului din Rusia de astăzi, deci un mare trăitor și un mare om autentic temător de Dumnezeu. L-am amintit ca să știți să nu se facă confuzie între ei. Plecăm de la Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir. Un tânăr până în 30 de ani, în general, dacă să ne uităm, Teodor Tirun, Teodor Statilat, Sfântul Gheorghe, Sfântul Mercurie, Sfântul Dimitrie, toți au fost ostași. Deci ei au avut această demnitate de militari. Imperiul Roman fiind un imperiu tot timpul în expansiune, lucrurile se petrec în secolul 3-4. Deci Sfântul Dimitrie nu face altceva decât să înfrunte credința împăratului păgân, care îl pune să aducă zeilor închinare. Aici trebuie și folosesc momentul pentru a face o clarificare. Auzim mereu permanent pe la cultele acestea noastre creștine când spun nu vă închinați idolilor și ei aici numesc icoana, moaștele, raclele cu sfinți, astea sunt idoli la ei, deci tot ce-i chip cioplit, ei nu se închină. Când s-a dat această poruncă în decalog, să nu te închini, să nu-ți faci chip cioplit, noi nu vorbim de venirea lui Hristos, nici de întruparea lui. Cuvântul era din veci cu Tatăl, deci deocamdată era în chip umbros, doar singura profeție mesianică, cea din Cartea Facerii sau Protoevanghelia părinților noștri, care spune așa: și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Adică era vorba că din femeie va veni izbăvirea. Nimic în plus, nu se știe altceva. Deci nu se vorbește de icoană, nu se vorbește de chip arătat sau chip cioplit sau absolut nimic. Abia târziu de tot, în capitolul 22, la ieșire, auzim pentru prima dată pe Dumnezeu spunând lui Moise să-mi faci cortul mărturiei din piei de animale, să-l căptușești cu mătase roșie și să-mi faci catapeteasmă de mătase stacojie cu îngeri, cu serafim și heruvim pe ea. Acum eu vă întreb, de unde au văzut vreodată iudeii în pustie, evrei, un popor nomad trecut din Egipt ca sclav prin Marea Roșie și eliberați de Dumnezeu prin semnul divin al deschiderii Mării Roșii, ceea ce a mătase stacojie? Și ei chiar s-a adresat Dumnezeu: dar cine să-ți iese, Doamne, aici în pustie asta? Cine să facă treaba? Și a spus: nu, voi da minte și înțelepciune femeilor voastre cum trebuie să o facă. Și Domnul le povestește cuvânt cu cuvânt, cum vorbesc eu cu dumneavoastră, cum cu glas, exact cum trebuie să arate acea mătase și cum să o facă, ca să vedeți ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Și din neamul unor ferari, cine trebuie să bată aurul, cine trebuie să bată argintul, tot acolo, deci pentru prima dată avem primele însemne, ceea ce înseamnă embleme bisericești. Cum respectăm noi astăzi crucea sau cum respectăm noi astăzi icoana sau cum respectăm noi astăzi ceva, un obiect sfințit. În momentul când Sfântul Dimitrie este chemat în fața împăratului și îi se cere să lepede credința creștină, el spune: nu, sunt creștin și nu lepăd credința creștină. La care
Împăratul îi spune, păi în cazul ăsta te voi da la munci. Dă-mă la munci. Bineînțeles că este băgat în temniță. Am vizitat temnița de la Tesalonic, unde i s-a tăiat capul, locul unde a stat închis. Am văzut șăracla unde sunt sfintele moaște, acum mai este Sfântul Cap. Chiar odată s-a întâmplat să nimeresc într-o vară, chiar atunci când izvora mir, că așa îi spune Dimitrie, izvorătorul de mir, ieșea de sub cupola aia de argint aurit, ieșea așa și se prelungea uleiul și ștergea preotul cu vată și dădea la credincioșii care treceau și aveau un parfum extraordinar. În clipa respectivă, împăratul furios peste fire și nervos peste fire, ce face? Dă ordin să-i se taie capul. Dar el mai avea și un ucenic, Nestor. Acest Nestor vine la el în temniță și spune, zice, dacă te dă la gladiatori. Păi zice, asta e, zice, dacă m-a ajutat Dumnezeu cerului și al pământului, am să înving. Dar a spus, zice, dă-mi și mie ceva mărturie de la tine să am și eu putere. Și atunci ce face Sfântul Dimitrie? Moaie o năframă de asta albobatistă în rănile lui cu sânge și îi dă acelui mucenic și el pune la brâu chestiunea respectivă și se duce el să se lupte cu Lie. Acel gladiator era un malac din ăsta mare, gras, imens, cum ar fi azi bărbații de sumo, uns cu tot felul de uleiuri, un luptător desăvârșit în strategia romană, în cultul public roman, era la modă războaiele cu gladiatori și uciderile astea între oameni, cu fiare, cu tot felul de nenorociri. Era o pasiune, dar în schimb creștinii erau cu precădere victimele pentru că vreau să fie ca un model public de stârpire a lor, să nu mai îndrăznească cineva să creadă în Hristos. Și în felul ăsta putea să-i stârpească și să bage spaima în ei. Ei, Lie ia ăsta, Nestor ia această năframă, o pune așa și face o cruce mare și se urcă pe scenă și îi spune împăratului, eu vreau să mă lupt cu Lie, cu gladiatorul. Împăratul se uită la el și pufnește râs și zice, omule, tu ești conștient ce vorbești? Păi tu ești cât un nimica toată pe lângă el, ăla dacă te lovești odată te omorâi de viu. Și a spus, nu, eu vreau să-l biruiesc. Cum a lucrat Dumnezeu în clipa respectivă? Capucându-l pe Lie, numai Dumnezeu a lucrat, că așa s-a întâmplat cândva și cu Goliat, când a venit David și a tras cu praștea în frunte. Și ce scriu mai târziu scriitorii bisericești? Nu e firesc atunci când îi tragi la un om cu praștea în frunte să cadă pe spate din dezechilibrul loviturii? Goliat a căzut în față, că de fapt ce se întâmplă? David a tras cu praștea, dar arhanghelul Mihail a tras cu spada. Și l-a ucis, pentru că era frica, el era dintre filisteni și era frica poporului evreu. Deci când îl vedeau pe Goliat în luptă, ăla putea omorâ 100 de oameni odată, așa o forță avea. Și când lovea cu arma cu care o avea, cu acea suliță mare. Și David s-a dus Saul și nu l-a putut birui. Și s-a dus David și când a tras cu praștea l-a ucis. Așa a făcut și Nestor. Când i-a tras lui Lie și i-a găsit lovitura de spectacol și l-a lovit, acolo de fapt a lucrat Dumnezeu și el a căzut între săbii și împăratul de ciudă i-a tăiat capul. Și a spus, ia căutați la el să vedeți ce are. Și atunci a găsit acea năframă roșie. Și a zis, mă, asta trebuie să fie numai de la Dimitrie din temniță. Tăiați și lui capul. Și în felul acesta a fost tăiat și capul Sfântului Dimitrie. Cultul Sfântului Dimitrie în Tesalonic sau în lumea greacă este foarte frecvent și el fiind sfânt militar are foarte multă, cum să spun, atracție pentru lumea bărbătească pentru că reprezintă demnitatea și forța și bărbăția și vigoarea demnității omenești, dar în același timp Sfântul face și minuni. Deci, dacă luăm viața lui pe scurt, am să mă gândesc doar la două foarte simpatice, așa, care mi-au plăcut mie mai mult. Odată un rasofor din ăsta care mai Onisifor, parcă îl chema, care grijea de candele și de lumânările Sfântului, le fura și le comercializa. Și când a pus odată mâna pe niște lumânări să le fure de acolo, de la raclă, să le ducă, s-a demonizat și a început să-l scuture acolo jos. Și a auzit o voce la ureche, mărturisește-ți păcatul cu glastare și te ierți. Și când a spus, eu sunt cel care fur de la racla Sfântului și iau anumite lucruri din astea de trebuință cultului, s-a eliberat și s-a izbăvit. Alte două fete din astea furate de turci sau de islamici, că ei au stat multă vreme sub grecii, până prin 40 ceva, stând sub turci,
le-au răpit și le-au băgat în temnița lor, acolo unde țineau sclavile. Și ele, în clipa când au fost prinse, una a apucat să bage în sân o cusătură din asta micuță, cosea ca un goblen, așa, cu chipul Sfântului. Și au zis, tot stau degeaba aici în temniță, hai măcar să termin iconița asta, să avem la ce ne închina. Până le-a venit rândul să le scoată, să le ducă, să le vândă, să le dea în vreun harem, ele au terminat iconița aia și au început să facă o rugăciune la Sfântul. Și în clipa respectivă a intrat un tânăr în haine ostașești și a spus, de ce plângeți? Păi zice, uite, am fost răpite de acasă, de la părinții noștri și aduse aici, nici nu știm unde suntem. N-ar mic, țineți-vă de mâna mea. Și la un moment dat, cât ar clipi din ochi, s-au trezit la ele acasă, la casa părintească. Și a întrebat, dar tu cine ești? Ești Îngerul Dumnezeu? Nu. Eu sunt cel căruia i-ai cusut chipul și am luat îndrăzneală la Dumnezeu să vă salvez. Să spuneți tuturor să sărbătorească această sărbătoare a Sfântului Dimitrie și să știe că el este făcător de minuni. Și de atunci, întotdeauna, noi la 25 octombrie, 26 octombrie, cât e mâine, deci totdeauna sărbătorim sărbătoarea Sfântului Dimitrie, izvorător de miere. El este un sfânt foarte cunoscut și în lumea noastră românească, pentru că foarte mulți poartă numele Sfântului Dimitrie și în același timp foarte mulți sunt și biserici cu hramul Sfântului Dimitrie. Iar trecând acum la celălalt, vă recomand pentru toți cititorii, găsiți Viața Pălară cu foarte multe detalii, cu schingiurile, cu dialogul, cu igemonii, cu bătăile din temniță, cu smulgerea cărnii de viu, cu lovitura cu bice și cu plumbi și cu ghiare ascuțite, în Vețile Sfinților pe luna